Așa. Salut, Oleșca. Eu, căruia am vrut să povestesc ceea ce am făcut ieri. Eu am ascultat foarte multe noutăți care au fost făcute de RIN-TV, din TV, de primul canal Rusia, de 1024, toate canalurile de astea. Și în orice caz am strâns o informație foarte interesantă, că Donald Trump nu are grijă de americanii lui care sunt în America. El așa și-a zis, am un video chiar unde scris cine s-a îmbolnăcit cu coronavirus și nu are poliță de asigurări, lasă de acasă să îmbolnăcească pe altă. Cine s-a îmbolnăcit și sunt că s-a îmbolnăcit, lasă nu umbli și de acasă. Că n-are și cu ei și ei n-au poliță și lasă nu mai vie și așa mai departe. Sunt cimitiri făcute deja un ostrov întreg, cum ostrov în limba română? Insulă. E o insulă întreagă unde pe toți americanii ăștia îngroapă și la Donald Trump e tot indiferent. Și el acolo a mai ratat încă niște cazuri când el așa și spune cine nou ne încurcă, așa la nou să ne ajute cu criza asta. Și acolo arată că oamenii simpli de anoșii diferiți de la SNG care vin acolo, cumpără de pildă o cafea și acolo e scris că s-a spars paharul sau s-a rupt pachetul, că s-a pierdut banii. Și adică acolo confixează de la americani măști de protejare care ei sunt în comandă. De asta eu am ascultat și m-am mâniat foarte mult pe americană pasolstva. Pe ambasadă. Oleg, dar tu chiar crezi ce spun televiziunile rusești? Tu nu știi că ele dezinformează și spun minciuni, mai ales despre Europa și despre americani? Tu îi crezi pe ruși când vorbesc despre americani? Eu aș fi foarte sceptic și detașat. Și ascultă, și în afară de asta, eu m-am mâniat foarte mult. Cum așa spate? Dacă americani zic că vor să ne ușurează nouă viață și așa mai departe, cum Donald Trump n-are grijă de tânșe? Iau câte filme și eu am sunat el și i-am spus că eu nu sunt mulțumit cu aceea ce se întâmplă și cum se atârnă Donald Trump către americani. Dar și cu ei sunat? La ambasada americană. Ok, și... Și am zis că să șteargă din țara mea, că pe mine asta mă jignește, mă ignitea, mă ascrăbleaie, ca că în limba română, mă ignitează. Da, te ofensează. Mă ofintezi de atât că ei singuri spun că ei au grijă de vor să ne radică nouă oarecare politică, oarecare să-mi facă mai bine să trăim, dar singuri n-au grijă de cetățenilor. Și eu i-am zis lor că eu o să iau și o să dau foc lor, o să iau benzin și o să-i aduc și o să-i dau foc. Și azi la mine a fost deja poliție, am fost la... Ce responsabil, Oleg? Păi cum poți face așa ceva, bă? Ei au considerat că ești un terorist sau un dement. Cum ai putut să faci așa ceva? Și? Eu așa că i-am zis că eu nu sunt de acord cu așa. Dacă ei nu pot să facă în țara lor poriadcă și mor oamenii acolo, degeaba mor americanii, sărmanii, acum el poate să vii la mine să mictează drepturile astea aici. Și așa și am zis că eu nu să pot că eu fac oarecare pristuplenie dacă să scăp țara mea de la ambasada americană. Eu zic sau ei să se atârne frumos către americani să ascult eu noutăți normale. Bun, dar și ți-o zis? Și ți-o zis poliția? O scris dosar până când a să fie administrativ, până când a primit apicatke palțăf, cum am prinit... Amprente digitale. Băi, de capul tău, băi, Oleg, ai sărit tu să aperi ruși împotriva americanilor. Cum puteai să faci una ca asta? M-a făcut 31, dar eu am zis că eu nu 31, eu dau și 32 sau 33, ce m-a făcut 31? Dar n-am înțeles, ce e cu 31? Așa e la mine fotografie când mă filmează pe mine ca pe budușii pristupnic, то имеет свою табличку. Мне дали 31 номер. Охо. Да дюнди штити номер, дюнди штити номер авей. Татьяна не отзывается, и фарти браво. Да шти, когда ты ее не сунат, не шин спуне, ай, Олег, где мы требу... Врал с ворбеж, ты не диспетчива, да диспетчивый с ворбеж. Шти? Да я лен спуне, я кого пимея, пенту пашту цел дус 50 евро, ше врез сыц кадонет. Да я мам мирад, за где кынды аша грижа ари де мини о пимея, кари ей пына кума ну нужды где уни умбла, шти? Ше стояну, ше за кому штай, ляка? Ше пер музыч, и кай хотим пынула заправка цыщи, а сапе мне шти кафя, ше стояны, ше акола сборбим дяму.
Eu n-am știut că asta e polițistul și zic că e bun. Am așezat cu dânsul și sunt că eu prea mult merg. Dacă câinele au rămas afară, casa e deschis, eu am crezut că noi ne ducem să bem o cafea, dar nu înțelegem pentru ce Dar cafea ce ai trebuie adus să bem câinele acolo. înapoi? Nu, câinele e așa, de câinele chit la mine alt, mititel care a scris în viitor A, și așa, da? știi? Ai câine nou? Da. Și cum îl cheamă? Da, miau, miau îl Tot cheamă. miau. De ce n-ai Da, găsit deci alt stai. nume? Da, eu pot să-l arăt, vrei? Arată. De ce nu i-ai zis amigo? Că mai fain era primul cățel. Înțelegi cum? Eu sunt așa om că dacă nu ne-o măs cu meu, înseamnă meu trebuie și să-l cunoască, da. Ok, dar ce cu amigo ți-o mers? Și când colo eu îi spun lui, dar stați-o leac, eu zic, dumneavoastră de parte mă trageți, mă duci pe mine. Când colo am ajuns noi, ia uite. De ce de mici el, dar de unde l-ai luat? Labrador cu Rottweiler. De unde l-ai luat? Ne-a cadanat. Și crezi că o să Și... iasă ghid din el, să-l instruiască cineva? Da, am vorbit. Dar știi, eu nici n-am știut că Rottweiler, asta este primul câinele care au fost câinele ghid în toată lumea. Asta Ia e uite. câinele german. Oho. Dar el amesticatură, el mai mult cu Labrador, cu Golden Retriever. Înțelegi? Și în Și spus, dar ai încurcat, când... treaba. Te-ai Ei, și jucat pe cu la ce focul. spun, bă, da, și ascultă până la urmă și spun. Și asta e, Ana, și Amur, roagă-te știi să eu. scapi fără dosar penal, să scapi cu o amendă. Dar nu mai mă tem eu am zis așa și am scris un dosar și că nu mă tem de nimic, să cot că sunt corect și nu să cot că am călcat oarecare pe. Cum Că să eu fii mă duc în corect, judecată. creștinule? Cum să fii corect să dai foc la o construcție, la o Ei, ambasadă? eu am ajuns să-l muresc pentru ce am făcut, dar de până la urmă spun. Da, dar Când am nu-i venit eu corect la asta. Nu poți judecată, pretinzi că e corect. el îmi spune că asta e sector de poliție. Zic, bine eu, zic, sector de poliție, dacă ne-ai promis că pe atunci și ne-a și s-a dus, ne-a cumpărat cafea. Dar pe cum? Eu zic că Dar unde? Acolo la altfel nu... Durlești te-o luat, da? Nu, la calea ieșilor. Oho, te-o dus chiar la inspectorat. Da, acolo am fost, normal, nu... Cum? Eu i-am lămurit. Că nu e indiferent, m-a întrebat motivul de ce, că eu trebuie să scriu lămurire. Și eu nu mori. Nu e indiferent de oameni care mor. E nișere de orice om. Și dacă la aici Rottweiler sau cum îl numește, Donald Trump, mai ierți că am încercare că am numit așa, lui indiferent de americanii lui, abne nu indiferent. Și eu am vrut cumva să dau de știut la ambasada americană și chiar cetățenii din Republica Moldova au milă de americani cum se bate jocul Donald Trump, decât singur el să aibă grijă de timp, și înțelegeți? Păi dă-le măi de știre, dar nu-i amenința cu focul, cu pojarul, că asta e terorism, e responsabilul. Dar cum să dau de de știut dacă ei nu vor să mișcă așa, în alt fel nu vor să mișcă, înțelegi? Dacă păi ia spui că că s-o ai mișcat și focul, acum ai să ai dosar penal. Și s-o mișcat? S-o spărit că-ți vii și-ți le pui foc? Eu mă gândesc ca să mișcă Iacopul. Mă gândesc că ei e și mai atent și a să primească toate noutățile este, a să confirmeze toată informația de unde au fost luate și a să dea de știut la America că noi nu suntem indiferenți cu ceea ce se face, că lumea deja se revoltă simplă, deja, care nu are nicio atitudine, nicio, care nu are nicio связи nu are nicio legătură cu țara lor, deja se revoltă, înțelegi cum? Prin tu crezi că oricine... americanii nu știm că noi suntem spălați pe creier de propaganda rusească? Crezi că ei nu știu din și Uniunii Sovietică venim și ce părere avem despre Occident și despre americani? Ei nu-și făceau iluzii despre noi, dar acum să-i ameninți, după 30 de ani de independență, tu să-i ameninți că le dai foc la ambasadă, asta e chiar culmea. Preșca, pe Bill Gates, tu al știi? Dar cum? Am făcut armata cu el. Iată, au zis că el acum compune legea unde vrea ca noi toți să facem privirea asta, vaccina asta de la coronavirus, și nimeni nu are voie să iasă din țară până când nu pune vaccina asta, dar vaccina asta... Oleg, nu mai mânca ciuperci stricate ca să te otrăvești. Nu mai mânca toate căcaturile de pe drum. Bill Gates e miliardar. El a făcut sistemul ăsta de operare Windows și alte o grămadă de programe. El e miliardar. Din banii lui și ai nevestei lui au băgat milioane în cercetare ca să găsească leacuri și vaccine pentru mai multe boli, inclusiv pentru COVID-ul ăsta, care a omorât până acum 130-140 de mii de oameni în lume, 2 milioane sunt bolnăviți. Deci omul e mecenat, omul vrea să facă bine planetei. Dar nu a zis că el vrea să
Чем мы бесплотные, Cine ți-a фактор спус мы asta? Cine ți-a spus asta? ум не отзыв, Unul de la, я un om de la говорю, biserică, да, și tu îl crezi, un tâmpit din ăsta, un troll de-al Kremlinului. Nu, de la biserică, nu de la biserică asta. A, nu, e de la FSB, de la FSB, de la ambasada rusă. Nu pot să spun asta. E Moldovanăcică și a zis că din pricina vaccinii este noi, știm, n-a să avem copii de am, că Bill Gates are în plan să spinoi toți să ne facă mai puțini în lume. Că el a construit un monument unde arată câți oameni trebuie să știu pe pământ ca să știi normal pentru toată lumea, dar restul oameni trebuie să moară. Că așa ne-a zis asta. E, povești de adormit copii proști. Și îmi pare rău că ai ajuns să vorbești despre așa ceva, să crezi în așa ceva. Înseamnă că ești prost informat, dezinformat, victima propagandei kremlineze. Și acum iată îți plătești și o amendă, dacă n-ai să înfunzi cumva pușcăria. Sau să ajungi la psihiatrie, la tratament forțat. Oleșca, auzi, eu, pur și simplu, am vrut să arăt că nu sunt indiferent cu ce-ți faci. Da, ai arătat, bravo. Și ai amenințat cu pojarul. Și i-am arătat lor noutăți. Dar asta pe mine mă întreabă juristă de la ambasada. Dar când, hai să venim să ne întâlnim și așa mai departe, adică, za ce mi-e să vă spuneați? Ce să zic, eu și ne pregătoiți că da, nu mă pristup, nu am gătit. Dar pe ce ați vorbit rusește? Da, eu cu dânsă în limba rusă. Ok. Și deci tu serios vorbeai că încă nu te-ai pregătit și ai de gând să pregătești, da? Da, încă n-am pregătit, dar dacă acum am scris în poliție, sper că de-am în poliția să rezolvi întrebarea asta. Da, de-am poliția ușa de la ușa ta ca să nu te faci nebun într-o zi. Băi, Oleg, cap pătrat cu mintea prin colțuri și zile ai ajuns, vai de capul eu s-o tău. Eu văd că eu sunt corect, Oleg. Nu-i corect, Oleg, total greșit. Nu-i nici creștinește, nici omenește, nici dar legal. Eu n-am zis că asta e creștinește ceva, dar eu nici n-am făcut nimic. Eu, pur și simplu, am nu, spus, ai amenințat și ai să iei o amendă pentru amenințare. Dacă ai fi încercat, sigur luai dosar penal. Dacă te prindeau acolo cu chibriturile. У меня просто звонок, который мотивирован на основании больной информации, которую я получил по новостям. Я маратат. Информация больная, Олег. Ешь дезинформат, ешь простит де пропаганда Кремлинului. Ты рог сай грижа, че информации консум, потому что ты сажунь, ты сминтешь. Да че, а запад, че пропаганды минчуна. Аста есть и сигур. Cu mare scepticism tratează tot ce privești la televiziunile rusești. Dacă nu-i RTVI sau Dojdi sau RBK, să nu crezi ce spun la televiziunile rusești, că sunt toate mincinoase, mai ales RenTV. Nu-i uita la RenTV ca celălalt, ciuperci otrăvite. RenTV, ciuperci otrăvite cu OZN-uri, cu Kasperov și cu toți tâmpenii. Și acolo arată cum plânge lumea, americanii. Da, sigur. Sigur, uite la RenTV, la Russia Today și la Sputnikul lui Iura Roșca. Treaba ta. Mm-hmm. Eu te-am avertizat. Uite la RenTV și asta ajungi în locul din notifat. Dar eu de 20 de ani nu mă uit la RenTV pentru că văd că sunt absolut idioate chestiile și alea care... Pentru copii tâmpiți, pentru maturi idioți să tâmpenile și alea. Eu mă mir cine încă mai crede în așa ceva și spune la RenTV. Uite, dacă acum... eu n-am știut. Asta face și minciună. Eu am crezut că chiar așa, că se plânge lumea acolo, americani chiar în limba engleză se plânge. Păi se plâng că se infectați acum 2000 de morți în fiecare zi în Statele Unite. Pentru că eu crezut ce spun chinezii, chinezii au spus că nu-i grav și acum s-au infectat toată lumea din cauza chinezilor irresponsabili. Da, și americanii mor cei mai mulți. Și Donald Trump o luat și o disfăcut răsorgul contract cu Minzdravam. Nu sunt Minzdravam, cu Organizația Mondială a Sănătății, da. Pentru că americanii plăteau jumate de miliarde în fiecare an, îi dădeau 500 de milioane ca să întrețină Minzdravul ăsta. Pe când China dădea numai 40 de milioane. Și americanii au zis, băi, noi vă dăm bani și voi vă bateți joc de noi, nu ne-ați păzit de virusul ăsta, acum ia că mor 2000 de oameni pe zi și voi nu ne-ați păzit. Așa. Și el a oprit banii, eu zic că nu mai dăm bani la așa Organizație Mondială a Sănătății, incapabilă. Și că când Donald Trump apără drepturile americanilor sau el își îngroapă americanii. Acum aș îngroapă pe cei care mor, dar el interesul are să-i apere, pentru că el la primăvară are alegeri repetate, el trebuie să câștige un om. Am video de la primul canal unde el a zis cine s-a bălăjit cu coronavirus, nici nu veniți dacă nu aveți poliță de asigurări. Cine este deja infectat, tot ședeți acasă, nu las că noi nu vă primim. Am așa video. Și Dodon și Iohannis nu tot așa spun, oameni buni, dacă sunteți infectați, stați acasă, nu vă porniți nicăieri.
Pentru că pui în pericol pe Nu, ei au oricine. zis că nu primesc și nu recuiesc când au poliță de asigurări, dar la noi primesc. La La ei, noi chiar primesc. Oleg, noi ne-am trezit la timp și am făcut carantină la timp. Americanii au crezut că e glumă, tot din cauza lui Trump, că el a crezut că e glumă. Și acum la ei s-ar arhi pline spitalele dacă mor 2000 de oameni pe zi. Da, Dai eu seama am cât, văzut. dacă îți dai seama cât sunt Am bolnavi. auzit. Deci ei nu mai pot Da. strateze, lor nu le mai ajungă spitale strateze. De atâta noi stăm acasă acum. Dar dacă văd că stai acasă și te plictisești și crezi propagandei Kremlinului. Dar să vezi că Kremlinul o să înceapă amielița altfel, că deja au ajuns COVID-ul și în Rusia. De-am și în Rusia au o grămadă de infectați. Așa e, O să ajungă asta și ei ca informații Americi. eu nu am. O să pățească și Ei ei ca spun și câte Spania, ca sub... și Italia și ca și Statele Unite. Ei spun câte sub control, dar este Da. normal. Ca și China, tot așa. Tot e sub control, dar de fapt mor acolo pe capete și se transmite în disperare. În orice caz, eu am vrut să o informez că, iată ce am făcut eu, iată cum am reacționat eu ca un cetățean simplu. Poate că nu corect procedarea mea, trebuie mai întâi să mă sfătuiesc cu tine. Dacă era să mă sfătuiesc cu tine, nu era să procedez așa. Era să Da. înțeleg că... Dar nu e mare problemă. Eu, în caz de ceva, eu sunt om curat. Eu n-am făcut nimic rău la nimeni. Eu nu am preîntâmpinat cei ce doresc să fac. O I-am dat și amendă adresa și cel mai familia. probabil o să fii impus să o plătești. Fii pregătit. Pentru ca să-mi dai amendă, atunci precisa să mă duc și să o ard. Că Păi atunci... cine s-o arzi de-amă, dacă poliția îți dea amendă? Ambasada americană. Ai nu fi tâmpit, Oleg, te rog eu. Nu, eu nu mă gândesc că nu mă gândesc la ce va fi pe urmă, dar mă gândesc că reacția mea a fost primită deja și ei să gândească și am transmis toate noutățile, pot să transmit și ție să o asculti tot ce am ascultat Nu, eu. mă Și înțelegi. ei să vadă că... RenTV, Russia Today, Sputnik și ce mai privești tu acolo, Da, da, da. nu mă Tot de asta interesează. mă uit. Tot. Mă înțelegi. RenTV, tot Bravo. canal, în TV. M-ai dezamăgit, Oleg. Te credeam rațional și matur, dar tu ești în mintea copiilor. Dar și este la noi canal de America unde scrie, unde spune drept, la care canal spune drept ca să înțeleg. Dar Și eu văd numai tu și nu știi limbi străine, în afară de rusă. Ești o state cu propagandei rusești. Ți-am zis, privește măcar televiziuni de opoziție din Rusia. RBK, RTVI, Dojd, privește astea televiziuni. Nu Doști. privi căcatule, Dojd, te rog, din Rusia. Asta e și Doști, asta e canalul de la Rusie. El Da. spune ceva drept, da? Da. Ia ca să mă duc, ca să mă scriu chiar la ceva ce spune. Da, caută-i pe Da, YouTube. eu nu Caută-i nimic. pe YouTube. A să-l caut, da. Eu nu Sau Eho nimic, nimic. Moscovei, Radio Eho Moscovei, tot una nu vezi. Ascultă, Eho Moscovei, ascultă. Ăștia vorbesc serios. Echo Moscovei, asta Da. tot spune drept, da? Tot spun drept, da. Și Nu, Radio eu să mă scriu atât. Svoboda. Și Radio Svoboda, da Da. unde e asta Radio Svoboda? La Tot pe noi e Moldova, internet, sau? tot pe internet găsești. Pe YouTube îi găsești pe toți. Dar cine e producătorul radio E acesta? adevărat Cine că face Radio asta? Svoboda îl fac americanii, dar îl fac în limba rusă. O, tata, ia pentru ce scriem totul. Harașo. A să trebuie să știu tot mai bine ca să știu, Bine, Oleg, cum și să nu te traduc. mai arunca, te rog, să dai, nu umbla cu Am vrut chibritele, să apăr cumva. nici în casă nu prea te juca cu chibritele, că tu nu vezi și amușa să iei foc și să auzim de tine că te-ai înnădușit. Da, tot posibil, dar A, păi, eu nu nu mai ascult. prinde lumânări acolo, candele, te rog, da? Numai A, strictul necesar asta când eu fa... aprind numai la sărbători. Azi aprins la mine, cred că Am asta. văzut că ți-ai făcut biserica acolo, numai strictul necesar când faci mâncare și gata. E normal, Oleșnică, nu te... Eu Harașo. am grijă de oameni. Dacă Ai eu am grijă. grijă de americani, mai ales de oamenii mei care aici trăiesc, Da, nu m-am mor sau speriat nu cum aveai știu. tu grijă de americani. Tu cum m-am speriat. Ești E. în mintea lui Putin și al lui Trump. Dar Provocatorule. n-am știut, mă ierți, Oleșnică, să mă Harașo. iartă Hai lumea, noroc. dar am fost și eu tâmpit Te iert. așa. Eu nu-s credincios, dar-s iertător. Hai noroc.